În această noapte ne vom spune lucruri importante. Misterul stă să cadă. Se apropie de colțul mesei. Ca un pocnet se desface cochlia de melc. Miezul negru și lipicios ne împroșcă. Pete negre pe cămașă, pe manșete. Vai, Doamnă, cum ați putut face așa ceva? Stridile se mănâncă încet. În restaurant se face dintr-o dată liniște. În oraș se face dintr-o dată liniște. În univers se lasă o liniște grea. Chelnerul se apropie ușor cu o nouă față de masă. Eu, tu, domnul K și ceilalți călători perfizi respirăm ușurați, ne prefacem că ascultăm muzică de jazz. În interiorul sâmburelui de caisă e foarte întuneric. Și nici locuri nu se mai găsesc la ora asta. Domnul K s-a trezit la ora 6. A prăjit 2 ouă, a făcut o cafea, a ieșit. În stradă a așteptat în stație. S-a urcat în tramvaiul 4. A ajuns în fața unei clădiri înalte, a intrat înăuntru, a stat 8 ore, a răsfoit niște hârtii, a ieșit. Oarecum obosit a luat tramvaiul. S-a întors acasă, a deschis frigiderul și a căutat un frigider. Apoi s-a întins pe canapea și a citit ziarul și a adormit. Și în timp ce dormea, un șarpe a ieșit din buzunarul domnului K și l-a mâncat pe domnul K. În diminețile tăcute de săvârșite, obișnuiesc să mă plimb cu trompeta sub soară prin parcul municipal. Mă urc în picioare pe una din băncile ude și încep să cânt visător. Un bărbat și o femeie se apropie în fața mea. Ascultă răscoliți, apoi se îmbrățișează, iar el îi spune emoționat. De mâine, da, de mâine ne vom schimba modul de viață. De mâine ne vom schimba modul de viață. Vom încerca să fim fericiți. Ne vom duce la cinematograf, vom discuta despre artă, vom colecționa ilustrate. Ne vom gândi la marile adevăruri în fiecare zi spre seară. Ne vom strânge mâinile. Ne vom privi în ochi și la fiecare 24 de ore vom încerca să facem câte o faptă bună. Iar la vară, vom vizita Bulgaria în autocar. Mașina de curățat orașul. Mașina de curățat orașul m-a ajuns din urmă, s-a oprit în spatele meu. Înfricoșat, mi-am scos pălăria, mi-am șters palmele ude, i-am spus. Eu nu sunt unul și același lucru cu orașul, eu sunt cu totul altceva. Dar el mă privea curat și lucid și vibra din adâncul metalului inteligent. Și am spus, eu sunt doar un pașnic trecător, iar pe această stradă, dacă e necesar, eu n-am să mai trec niciodată și nici dimineața n-am să mai ies la plimbare. Oarecum întristat și gânditor. Dar mașina, parcă se mirease de ceva, și prin colții ei și prin lentilele ei, parcă mă privea zâmbitor. Ultimul turist posibil. Încet se lasă întunericul peste oraș, strivind acoperișurile, răsturnând pereții peste axele de simetrie ale orașului. Ca un uriaș tăvălug, vine întunericul. În urma lui rămâne o suprafață plană, curată și lucioasă. Acesta a fost un oraș, spune înțeleptul către turist. Nu o să mă credeți, dar a fost un oraș adevărat, cu 10 de turnuri, cu străzi bavate și case. E foarte greu de crezut, spune înțeleptul către turist, dar într-o singură noapte, întunericul a turtit toate casele, toți arborii și dimineața orașul era întins ca o tobă. Știu că nu o să mă credeți, spune înțeleptul către turist, dar a fost cel mai frumos oraș posibil. În el am locuit eu, o singură zi. A fost orașul locuit o singură zi. Vi se pare că există ceva mai profund și înălțător? Masa de prânz.
misterul acestei lumi. Sunt singurul locuitor al orașului și eu vă sfătuiesc ca nu cumva să luați masa cu mine. V-aș putea întreba de unde veniți, unde mergeți și de ce misterul acestei lumi iese prin porii lumii ca o boală de piele. Sunt singurul locuitor al orașului, trăiesc în urechea voastră, mă nasc, mă înmulțesc și mai ales mor în urechea voastră. Acolo râd de zile și leși de întâmplările vieții voastre. Eu nu vă sfătuiesc să luați masa cu mine, pentru că v-aș putea întreba dacă și vouă vi se pare iarba mai verde, iar cerul vi se pare mai albastru și dacă în inima voastră animalul alb și tăcut nu moare cumva de foame. Și atunci, plin de spaimă, cu pâinea neterminată și vinul încă nebăut, ați părăsi orașul în fugă. Și ați ajunge la malurile unui râu ciudat și în apele sale v-ați oglindi până la moarte. Tot ce va dezamăgi la naștere. Cine să fiu altcineva decât colecționarul de răni? Da, domnilor, am venit aici ca să cumpăr câteva dintre rănile dumneavoastră ascunse. Nu, domnilor, cicatricele hidoase nu mă mai interesează. Eu colecționez acum răni mai sensibile, traume secrete, răni transmise peste 3 generații, dureri moștenite prin naștere, tăieturi fine la ora când vi s-au format sentimentele. Tot ceea ce va dezamăgi la naștere, iată ce mă interesează. Prima picătură de sânge interioară, primele cuvinte pe care le-ați pronunțat și care nu s-au mai vindecat niciodată. Plimbări prin fața secundei, dorința de a călători. Uneori îmi pun costumul cu dungi aurii, jobernul în alb, papionul de cafenea, mânușile albe, mi-au bastonul subțire și pipa aia de abanos și mă plimb nepăsător prin fața unei secunde care mârâie. În orașul cu un singur locuitor, timpul are o singură secundă. Ochiul meu vede o singură dată, urechea mea ascultă un singur sunet, prin parcul cu un singur arbore fac plimbări într-un singur pas. În serile ploioase, moartea mea se naște rușinată din capul mirat al cifrei 1, mă simt vinovat, alerg pe străzile ude, mă închid într-o florărie și rostesc un cuvânt misterios. Pasărea care trăiește într-o singură picătură de aer mă vede, se repede asupra mea și moare la o singură bătaie de aripă de mine. Pentru o singură secundă mă simt cuprins de dorința de a călători și intru într-o sală de așteptare, mă așez în unicul și înfricoșătorul scaun uriaș, iar trenul ăsta cu o singură fereastră și cu o singură trecere prin univers se apropie.